Mulțumim mult! Noi mulțumim! V-am zis că nu e un simplu concert, este un spectacol. De mult n-ați mai văzut probabil așa ceva, să se lege lucrurile atât de bine, să meargă treaba unsă și în sfârșit să avem parte de o treabă care seamănă cu ceva de la teatru. Foarte sigur pentru toată lumea, Bucureștiul este un oraș european, împreună am împlinit 555 de ani, în poate cel mai frumos spectacol văzut vreodată de București, pe scena din Piața Constituției. Puteți să opriți lumina pe scenă, nu ne interesează să ne vedem. În acest moment, tot Bucureștiul, tot iluminatul public din București este oprit pentru ca voi să faceți oficiile de gazdă. Bucureștiul este al bucureștenilor și știți deja lucrul ăsta. Am trecut prin primăvară, prin vară, prin toamnă și prin iarnă. Am iubit, ne-am îndrăgostit, ne-am căsătorit, am făcut copii în București, ne-am trimis la facultate și viața de zi cu zi împreună ne-o ducem. Împreună aprindem și luminițele în acest an. Să avem ceva surpriză pentru voi. Noi n-am venit singuri, acum ceva timp, dacă sunteți telespectatori de neață, ați văzut că am ales doi puști care să ne plătească pensia. Mini Răzvan și Mini Dani. O să vină și ei pe scenă, sunt emoționați, așa că o să vă rog să îi aplaudați. Luminile vor fi aprinse și anul acesta de primarul general Sorin Oprescu, cu surpriza pe care dumnealui a ales să o facă bucureștenilor. Este o premieră și trebuie marcat lucrul ăsta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, putem opri muzica. Primarul nostru, Sorin Oprescu. Stânga și de-a dreapta, Mini Răzvan, Mini Dani și aranjați-vă, nepoții. Aranjați-vă, aranjați-vă. Bună seara, București! Vreau să vă mulțumesc tuturor care sunteți aici sau care sunteți la casele voastre. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru orașul ăsta. Vreau să vă urez sărbători fericite, să vă îndemn să vă iubiți orașul pentru că și el vă iubește. Și acum fiți atenți că aprindem luminile pentru anii care vor veni. La mulți ani București, la mulți ani România. Stați așa, stați așa, nu apasă nimeni. Nu ne-ați spus, domnule primar, cu cine ați venit, vă, că aveți ajutoare de marcă. Acum sunt cei mai frumoși copii. Gata, una, două, trei. Bravo! S-a făcut lumina. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, avem beculețe în București, sunt peste 3 milioane aprinse în acest moment de pe Chiselev și până în Rahova, din drumul Taberei și până aici, în Piața Universității. Ați văzut oameni tineri, ați văzut adulți, ați văzut oameni care pur și simplu au trecut pe aici să aplaude orașul ăsta care s-a transformat și care se transformă în fiecare an într-un oraș de adevăratelea european. De azi înainte putem merge pe Magheru să vedem luminițele. E deja o tradiție. Putem merge în zona fântânilor să vedem ce se întâmplă. Putem merge pe principalele artere să ne bucurăm de ce înseamnă un decembrie de București. După cum vedeți, în spatele nostru se organizează sesiunea foto cu cei care au spus povestea pe această scenă. Urmează Laura, avem bandul Ionel Tudor, îl avem pe Călin Giambașu cu un super show pe scenă și niște copii ce dansează de mama focului. Se numesc Dance World, răzoare, nu o să cobor... Înseamnă apreciere. Coborâm foarte puțin muzica de pe scenă și lumina, pentru că urmează un grup de dans foarte interesant. Se numesc Dance World, apoi așteptăm cântatul, dansatul, distratul. Seara continuă, credeți-mă pe cuvânt, nu trebuie să mergem încă acasă. Sunt tineri și fac platoul ăsta să vibreze, sunt pregătiți să intre în scenă, sunt pregătiți. Unde e panul clubul? Că am văzut că sunt pe aici. Ia uite! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru cei care se numesc Dance World!
55 de ani de când te cheamă București. Zic din suflet te iubesc, sper că și tu mă iubești, da. Și sper să nu mă păcălești, când pun încrederea în tine, visul să mi-l împlinești. De mic copil tot alergam din Sebastian, dar Hova și apoi Sălășan. Nopți întregi pe lipscan, cu bani sau fără bani, doamne, griji deloc n-avem. București, București, yeah. București, București, ah. București, București, te iubești, sper că și tu mă iubești, ah. Poți să iubești, poți să iubești București.